Am revenit în platoul Argeș TV. Alături de mine este în continuare medicul homeopat Florinela Bălan. Tema abordată astăzi este boala ca șansă, cum să descifrăm mesajul. Doamnă, cum pot medicamentele să afecteze planul emoțional? Da, în primul rând, în general, pentru că medicina alopată se adresează foarte mult corpului fizic, deci ambalajului, și practic cu asta se ocupă marea majoritate, pentru că există într-adevăr și partea emoțională, se ocupă psihologul, partea mentală, dar este totul, o să vedem, foarte segmentat aici, deci nu există o imagine globală. Deci pentru că marea majoritate a tratamentelor sintetice și o parte naturală pe care le face medicina alopată se ocupă, deci, decât de fizic, încercând să rezolve dezechilibrele la nivelul fizicului, o să vedem că de fapt nu fac decât să fac o supresie, pentru că tot ce se întâmplă pe piele, da, la nivelul fizicului sau pe organele exterioare, nu e decât o eliminare din corp a unor probleme din interior. Medicul obișnuit, încercând să rezolve acest lucru, împinge boala cumva în interior și următorul plan este planul emoțional. Și așa medicamentele de fapt ajung foarte mult să afecteze planul emoțional, care spuneam că este vulnerabil pentru că nu ne-am ocupat de el și nu știm să lucrăm cu el, și pentru că este un prag cumva în care organismul stă mult tocmai pentru a proteja miezul, adică unicitatea noastră, planul mental și planul spiritual. Ce vreau să vă spun este că cum vedem că acest plan este afectat la nivelul societății foarte mult pentru fiecare om în parte, este că avem din ce în ce mai multe atacuri de panică, avem din ce în ce mai multe fobii, depresii și chiar suiciduri. Și aici pot să vă dau un exemplu. S-a făcut o statistică între țările care sunt foarte dezvoltate, printre care ne îndreptăm și noi acum, că suntem cumva la graniță. Deci țările dezvoltate care beneficiază de o medicină performantă, cu foarte multe preparate de sinteză, da? La peste tot, dacă ne uităm, sunt farmacii aproape cât locurile în care se face pâinea, se vinde pâinea. Deci avem câtă pâine, atâtea medicamente, da? Cum, peste tot sunt farmacii. Față de de țările slab dezvoltate, care trăiesc mai empiric, așa, știți, și nu se rezolvă cu atât de multe preparate, deci sunt mai multe preparate din plante acolo, pentru că n-au industria. Și nu apelează imediat la... Da, și nu apelează că n-au, adică din acest motiv. Se vede că rata de suicid în țările dezvoltate e mult mai mare. Culmea, adică sunt mai nefericiți și ajung la suicid oamenii în țările care sunt performante, dezvoltate, unde ar trebui să fie rezultate în domeniul medicinii, și trăiesc mult mai mult și sunt mult mai fericiți cei din țările mai puțin dezvoltate. Da, și pare un paradox, dar de fapt s-a constatat că această cauză ar putea fi din abundența, să zicem, de medicamente pe care o luăm odată recomandată de medic, care medicul s-a transformat decât într-o persoană care vinde tratament, cumva, o sugerează tratament foarte mult pacientului în exces, și de asemenea și pacienții se duc singuri și iau tratament, pentru că să știți că foarte mult se tratează singuri din farmacii, farmacistul din păcate încurajează acest lucru, și discuția se face, tratarea bolii se face între pacient și farmacist. Există o categorie foarte mare de oameni și oamenii știu acest lucru, care fac asta. Dar ce vreau să spun, că de fapt medicina obișnuită, adică de ce a fost posibil acest lucru, este că medicina obișnuită s-a uitat foarte mult să rezolve efectele imediate. Adică dacă, de exemplu, a apărut o durere, s-a dus repede, s-a centrat ca să rezolve durerea. Dacă... Asta nu înseamnă că ai exclus. Am vrut să rezolvăm. Deci cum a apărut acest lucru este că medicii au fost centrați și farmaciștii și oameni de știință au fost pe efectul imediat. Exact, pe efectul imediat. Și fără, și mai e o problemă, încă o problemă care ține de sistemul medical, și anume că acest corolar al investigației pacientului în ansamblul lui nu s-a făcut. Știm foarte bine că medicina este dezvoltată la nivel segmentar, adică există medic pentru oftalmologie, da? Există medic pentru orele, există medic specialist pentru chirurgie, este medic specialist psihiatru, psiholog și așa mai departe, iar partea aceasta de întreg, da, a fost lăsată în grija medicului de familie, care medicul de familie, în primul rând, apare două probleme aici. Odată că nu are aparatura necesară, da, pentru că nu i s-a dat, în afară de stetoscop și, să zicem, lucruri elementare, da? Ca de exemplu EKG sau de exemplu ecograf, că marea majoritate și-au luat singur ecograf dintre medici, sau autosponsorizat și-au luat ecograf, dar nu li se dă de către Ministerul Sănătății. Așa, asta o dată. Și doi la mână, sunt, din punctul meu de vedere, medici de familie, nu sunt pregătiți în partea asta, nu din vina lor, da? Ci din vina faptului că nu au fost pregătiți în plan emoțional, în plan sufletesc și în plan mental, ca să poată să facă o evaluare cât de cât medie
nu la nivelul specialistului, dar ca să vadă că acolo e problema și să știe să dirigeze. Și deci nu există un medic atât de bine pregătit care să rezume tot, să facă întregul. Evaluarea este de cele mai multe ori superficială. Da, exact. Și dacă îmi permiteți, trag o concluzie aici, și anume pe care o face și domnul psiholog aici și doctor, de care vorbeam înainte, care a scris această carte, ce m-a inspirat pentru această emisiune. Trupul fizic nu reprezintă întreaga realitate a existenței noastre și că orice sistem medical care nu ia în considerare și alte niveluri importante ale organismului este sortit eșecului în actul de vindecare. De fapt, asta este cheia vindecării noastre. Revenim acum la tema emisiunii. Deci, boala este un mesaj ascuns. Da. Boala este un mesaj ascuns și de acest lucru, ca să poată să-l descifreze, a început să se ocupe cumva, să zicem, medicina holistică a făcut acest lucru. Deci medicina holistică a făcut un pas și anume a făcut un pas legat în primul rând de, să zicem, modul, în primul rând că pacienții au condus către acest lucru, pentru că sunt foarte multe boli care nu s-au rezolvat și atunci pacienții au început să caute, dar acolo ducându-se în special în zona voodoo, să zicem, la început, după care o parte din medici au început și ei să, zona alternativă, medicine alternative, care și asta are o graniță, o parte este medicală, o parte este decât voodoo, dar o parte din medici au început la un moment dat să caute, să cerceteze și ei și au văzut ineficiența acestei medicini obișnuite și au început să cerceteze și s-a creat astfel un curent în medicină, care este curentul holistic, din care facem Haideți parte... să ne explicăm telespectatorilor noștri ce este de fapt medicina holistică. Pentru dumnealor poate nu este totuși medicina, un termen cunoscut. Exact. Medicina holistică este tocmai această medicină care înglobează foarte multe, să zicem, mici specialități, deși termenul este foarte propriu, dar să zicem niște mici specialități, și anume îl pregătește de fapt pe un medic obișnuit, să zicem, să poată să investigheze toate aceste părți ale ființei umane, adică partea fizică pe care o învață de obicei în facultatea obișnuită, să zicem, de medicină. Deci medicul de medicină holistică este un medic obișnuit care a terminat o facultate de medicină obișnuită, dar care nu s-a oprit aici și a început să cerceteze celelalte planuri, pentru că nu există în momentul ăsta, să zicem, o a doua facultate care să înveți despre planul emoțional, despre planul sufletesc și despre planul mental, toate la un loc. Deci nu există. Și atunci medicii au început încet, încet să cerceteze singuri, individual, fiecare cum a putut acest fapt, și așa a apărut această medicină holistică. Deci medicina holistică este o medicină mai complexă, care presupune, are la bază medicina obișnuită, nu o neagă, nu este împotriva ei, dar consideră că este prea puțin pentru a rezolva, de fapt, cazuistica și problematica dezechilibrelor care se găsesc în corpul uman, pentru că medicina obișnuită nu merge la cauza problemei așa cum face medicina holistică. Deci medicina holistică este o medicină care rezolvă cauzal, care merge la cauza lucrurilor. Ceea ce este și foarte greu de făcut. Nu este foarte greu. De exemplu, că există foarte mulți medici în țara noastră și în străinătate foarte mulți, în clinici de medicină homeopată, de exemplu, că pe acolo îi găsim, în clinici de medicină holistică sau medicină integrativă, că e același lucru, și sunt cel puțin în marile centre medicale la noi din țară, vorbesc marile orașe, mai ales cele care au și facultăți și mai departe, există neapărat, peste tot există astfel de centre medicale. Dar cum putem noi ca pacienți să abordăm înțelegerea bolii? Aici este foarte interesant. Putem să facem în felul următor. Trebuie să ne punem câteva întrebări, și dacă îmi permite să citesc, pentru că o fi mai ușor să curgă lucrurile. Trebuie să ne punem următoarele întrebări legate de boală, deci de dezechilibru, și anume, în primul rând, cum de tocmai eu am această problemă? Ar fi prima întrebare pe care trebuie să ne o punem. Asta și-o pun clar oamenii care fac cancer. De ce mi se întâmplă tocmai mie? Adică, pentru că o să vedeți că fiecăruia îi se întâmplă ceva și nu totdeauna e la fel, da? Chiar și la același șoc emoțional. A doua întrebare care trebuie să ne o punem este de ce se întâmplă exact acum. Și trebuie să vedem, de fapt, ce se întâmplă acum în viața noastră, adică să legăm și boala, dezechilibru, de un eveniment sau de evenimentele care au fost. De exemplu, în bolile cronice trebuie să ne vedem când s-a mai atins, de exemplu, apare un atac de panică. Hai să vedem când în viața noastră au mai fost atacuri de panică. Poate au fost în adolescență, poate au fost când m-am căsătorit, poate au fost, să vedem în urmă cum a fost și de asemenea cu ce intensitate, când a fost mai grav și ce s-a întâmplat în viața noastră atunci. Pentru că, de exemplu, eu am pacienți care au făcut atacul de panică la un an de zile după ce l-a murit mama.
sau au făcut după ce s-au răsturnat cu mașina la 2 ani de zile. Adică e un interval în care se întâmplă acest lucru, în care organismul îți trimite semnale, dar tu nu le vezi, n-ajungi la medic sau el nu știe și la un moment dat reapare atacul de panică sub altă formă. O altă întrebare ce ar trebui să facem este de ce mă afectează tocmai acest tablou de boală, adică care e semnificația de fapt a bolii. Și după aceea, o altă întrebare este ce lecție, ce model al vieții mele din interior, adică din planul, să zicem, emoțional, mental, sufletesc, este dezechilibrat, deci unde există boala, și acum prin această boală ce se sugerează să rezolvă, adică care e ca o ghicitoare, care e răspunsul? Ce trebuie de fapt, ce semnifică ghicitoarea, știți? Ghicitoarea mea, ce anume este, care e mesajul? Apoi, orice simptom este expresia unor lipsuri pentru că arată de fapt ce lipsește din totalitate și trebuie să vedem ce ne lipsește. De exemplu, sunt pacienți care vin și îi întreb, domnule, dumneata pe plan fizic, da, zice, dar eu m-am mâncat corect, știți, n-am păcătuit, adică la viața am mâncat mea a fost corect, nu beau, nu știu ce, de ce sunt bolnav de ficat? Spuneți-mi și mie, chiar am avut un pacient zile trecute, de ce m-am îmbolnăvit cu ficatul? Pentru că eu nu sunt alcoolic, m-am avut o viață ordonată. Care e problema mea? Da, dar acea persoană este o persoană foarte mânioasă, e o persoană care se supără, în primul rând pe el, era un perfecționist, și pe apoi pe cei din jur, și permanent opera cu acest element, cu supărarea. Și atunci supărarea, organul care e afectat cel mai tare, care este ficatul. Și deci omul făcuse o boală de ficat, da, avea chiar un hemangiom la nivelul ficatului, se alarmase și nu înțelegea de ce, pentru că de fapt el avea, deci avea acolo prezent, e ca și când mânca greșit. Numai că dânsul avea emoție greșită, da? Nu știa să-și controleze această emoție, credea că nici nu se poate. Ba, se poate. Așa cum nu ai voie, dacă știi că îți face rău, da, ca idee, și nu ai voie să mănânci ceva gras, trebuie să nu te superi că n-ai voie. Și acest lucru este posibil și putem face cu ajutorul voinței. Și de asemenea, ultima întrebare, să zicem, este ce îmi lipsește, de fapt, în toate planurile vorbind. Adică pentru asta trebuie să facem o investigație peste tot, să vedem, inclusiv la nivel sufletesc. Ce este disarmonios? Corpul nu este decât expresia sufletului nostru, deci vrea sufletul nostru să ne transmită ceva? De fapt, unde este eroarea? Poate fi la nivelul minții. Unde am greșit? Este un tipar greșit de gândire? Deci numai dacă ne punem aceste întrebări și ar fi bine împreună cu medicul să facem lucrul ăsta. Știți că noi suntem, v-am spus, ochelarii de cal, nu pe aia ne vedem, știți? Adică cam vedem pe ceilalți, dar bârna din propriul ochi nu-l vedem. Și atunci este bine să fie cineva neutru, instruit, da, cum este un medic, care să poată să investigheze acest lucru și să te ajute pas cu pas să descoperi tu. Pentru că degeaba tu ca și medic îi spui, știi, tu ai o problemă acolo. El nu vede, va trebui medicul să-l conducă și aici este arta, da? Pas cu pas până când singur descoperă acest lucru și cu atât mai mult va putea avea un impact asupra lui când descoperă singur acest lucru. Ne puteți da câteva exemple ale cauzei bolii și ale mesajului pe care îl transmite boala? Există un fel de, să zicem, un fel de ghid pe care cred că și telespectatorii pot să-l aibă acces la un moment dat la el, din care noi ne orientăm cumva, un fel de deșifrare a mesajului. Exact, o corelare între boală și un tipar, de exemplu, greșit de gândire sau ceva la nivelul sufletului care nu funcționează. Și o să-mi permite să vă dau câteva exemple. Sunt foarte multe. Iar dacă telespectatorii noștri doresc, au una anumită boală și ne mai permite timpul, pot să sune ca să pot să le spun cam ce semnifică boala aceea. Deci eu sunt am aici tot în față. Așa. Vă dau un exemplu. O să dau exemplu acnei, care este o boală la adolescenți, dar nu numai. Înseamnă așa, neacceptarea sinelui, adică a sufletului, a probleme cu sufletul și își displace propria persoană, adică nu-ți place de tine. Și este foarte adevărat că acnea apare în perioada, știți dumneavoastră, adolescenței, a pubertății, când adolescentul face trecerea dintre, pleacă din cumva din cadrul familiei și merge la grupuri organizate mai mari, deci face trecerea și nu prea se place pe sine. Dacă stăm de vorbă și știți că sunt multe rate de suicid în rândul adolescenților, da? Ei se confundă cu faptul că nu prea le place cum sunt și nu știu dacă pot să facă față în noile grupuri, adică e o trecere, e o perioadă de răscruce și apar aceste lucruri, de exemplu și anorexia poate să vină aici, știți? Adică sunt fete e care... E vorba de o imagine de sine urâtă. Da! Asta pentru că nu se cunosc, nu pentru că ar fi reală, deci este o imagine falsă, dar de asta e foarte bine să meargă la un psiholog în perioada asta, pentru că ar putea să se cunoască mai bine și să vadă că nu e așa, da? Și atunci ar dispărea și coșurile. Bine, de exemplu, noi ca și medici facem un tratament și în fizic, da, îi dăm ceva și pentru coșuri, reglăm hormonii dacă sunt probleme hormonale, dar discutăm și cu partea pe partea emoțională și pe partea mentală. Deci toate trebuie făcute în toate planurile curat ca să poți să rezolvi. Un alt, de exemplu, hemoroizii, da?
da? Hemoroizii, reprezintă mânie relațiile pe care, de care nu doresc să te eliberezi. Deci hemoroizii reprezintă o problemă de mânie, ca să știm. Da, e foarte ciudat, știți? Artrita. Artrita înseamnă te simți neiubit, criticism și resentimente. Da? Și să știți că sunt foarte multe femei, predominant în special la femei. Și știți, femeile acelea care sunt critice, bunicuțele sau doamnele care sunt doar vârsta a doua, că atunci apare, care sunt un pic perfecționiste, exigente și care mereu te atenționează și spun câte ceva. Da? Încercând să-ți facă un bine, dar lucrul ăsta le afectează. De asemenea, în afecțiunile incurabile, și aici așa, ca ideea apare și mod în care gândim greșit, vorbesc. Nu poate fi vindecat persoana respectivă prin metode externe, trebuie mers în adâncul ființei pentru a se declanșa vindecarea. Deci ce ne spun în afecțiunile incurabile, ce ne transmite aici, este că nu trebuie să căutăm pe afară. Trebuie să mergem în miezul problemei, de ce este atât de ascunsă acolo cauza care a declanșat această afecțiune incurabilă, că de asta noi medicii nu reușim să-l rezolvăm. Deci este ceva, duceți-vă și căutați-vă mai profund în interiorul omului, da? La partea lui sufletească, la partea lui mentală și emoțională. Un alt exemplu, sunt foarte multe, bronșita. Frecvent la copii. Mediul familial inflamat înseamnă bronșită. Înseamnă argumente și țipete, foarte rar liniște. Deci probabil copiii care fac foarte multe probleme cu bronșita au o problemă la nivelul familial. Mama cu tata ori se ceartă, nu se înțeleg, da, sau au probleme. Bolile cronice. Înseamnă refuz de a te schimba, teamă de viitor și nesiguranță. Bâlbâiala. Bâlbâiala înseamnă insecuritate, neputința exprimării eu-ului, nu îi se permite să plângă. De dovadă. Și atunci nu are încredere în el, da? Nu poate să-și exprime cine este și de fapt bâlbăiala este, te bâlbâi pentru că de fapt e ca și când vrei să spui ceva, dar nu și dacă o să fie bine. Și atunci încercând mereu să repezi, te bâlbâi, da? Deci este o neîncredere foarte mare în el însuși. Nu știu dacă avem timp să-mi spuneți, pentru că eu am foarte multe aici. Mai avem la dispoziție e încă perfect. 5 minute. Cancerul. Cancerul înseamnă rana adâncă. Înseamnă de asemenea resentiment stagnat de multă vreme, deci lucru nerezolvat în adâncul tău, durere sau secret adânc ce mănâncă din viața ta sau din eu, creând ură. Și dezamăgire suplimentară de genul care este rostul. Adică, de exemplu, sunt persoane care țin lucrurile foarte ascunse, sunt nemulțumite, de exemplu, într-un cuplu sau sunt nemulțumite la serviciu sau sunt nemulțumite cu ce se întâmplă cu copiilor, da? Pentru că, de obicei, cancerul este apanajul vârstei a doua, deși ați văzut că sunt și situații când apar foarte devreme. Probabil că acolo sunt niște informații din spate care marchează. Dar, în general, sunt apanajul vârstei de la 40 de ani încolo și vreau să spun că marea majoritate provin din familii în care nu s-a discutat foarte mult lucrurile sau au intrat în familii în care soțul este puțin exigent și nu permite acest lucru sau nu se poate comunica și nu are atâta încredere încât să spună absolut tot ce are pe suflet persoanei dragi, persoanei iubite și atunci altora celor străini nu se poate și sunt lucruri nespuse, lucruri adunate care funcționează ca o energie negativă. Constipația. Constipația înseamnă refuzul de a te elibera de vechile idei, fixarea în trecut. Și sunt foarte multe persoane constipate. Este foarte important să nu avem constipație pentru că, de fapt, noi funcționăm ca o mașină sofisticată, băgăm ceva și scoatem ceva. Și, practic, avem niște filtre care, de exemplu, este rinichiul, intestinul gros și o să vedem pielea și mai este și un ficatul care este foarte important pentru că și acolo e un filtru pentru toxine. E foarte important ca acestea două, de exemplu, rinichiul și intestinul gros să funcționeze bine, adică să urinăm bine și să defecăm bine, pentru că dacă aceste filtre sunt înfundate, toxinele ajung în corp și nu ne simțim bine. Ele ori ies pe piele, ori ne agresează ficatul, ori ne îmbolnăvesc, ne îngreșăm, pentru că ce este, de exemplu, celulele grase ce sunt, sunt niște depozite pentru toxine, de moment până când organismul încearcă săracul, în dispărare de cauză să gestioneze acest lucru. Și atunci, de câte ori vedem că avem probleme cu rinichiul sau avem probleme cu constipația, trebuie neapărat să ne adresăm medicului pentru a putea să ne dezintoxicăm, de fapt. De exemplu, celulita înseamnă mânie depozitată. Chiar și pentru celulita avem un mesaj. Da, mânie depozitată, adică persoanele care fac celulita ar trebui să fie mai blânde, să nu mai judece, să nu mai fie supărate. Dar majoritatea femeilor au probleme cu celulita. Dumneavoastră a spus-o. Așa, de asemenea, candida. Obișnuita candida care este foarte frecventă, te simți păgubit, o grămadă de frustrări și supărări. Pretențios și fără încredere în relații. Chisturile.
chisturile ovariene și cele mamare înseamnă fuga de vechile emoții dureroase, adică probleme din trecut nerezolvate, da, și anume, care se depun. Da, și de unde? Din zona ginecologică, deci din zona partenerilor, da, și din zona sânilor, în zona iubiților, adică este în relația în doi. Cu alte cuvinte. De exemplu, să zicem, lucruri neîncheiate din punct de vedere emoțional cu foști parteneri. Litiaza biliară. Litiaza biliară înseamnă amărăciune, gânduri dure, condamnare, mândrie foarte multă. Deci sunt practic multă amărăciune, că știți care este în vezicula biliară care cu asta se ocupă. Degetele. Deci pe cei care îi dor degetele, fiecare deget are o anumită semnificație. De exemplu, degetul mare înseamnă probleme cu intelectul și cu grija. Degetul arătător, deci acesta, probleme cu ego-ul și cu frica. Degetul mijlociu, probleme cu furia și sexualitatea. Degetul inelar, necazul și probleme cu mariajul. Și degetul mic, probleme cu familia și prefecătoria. Adică fiecare reprezintă ceva. Fiecare deget în parte are o semnificație, interesant. Da, și apropo de acest lucru, deci noi purtăm inelele de căsătorie pe degetul, deci pe degetul mijlociu, de fapt pe degetul inelar și acesta este cu mariajul. Deci adică din cauza asta e pus aici. În momentul în care ai o problemă, te doare degetul inelar. Da, trebuie să știi că trebuie, sunt și probleme nerezolvate în cuplu. Eu vă mulțumesc, doamnă, pentru prezența dumneavoastră. Sunt foarte multe. Poate în altă emisiune reușim, pentru că este, deci din câte știu eu, persoanele sunt foarte interesate pentru fiecare boală în parte și este foarte interesant să știm. Personal, recunosc că a fost o discuție interesantă, sper să fi fost și pentru telespectatorii noștri. Eu vă mulțumesc încă o dată. Cu mare plăcere. În platou. Domnilor, domnilor, rămâneți pe Argeș TV. Vă vom ține la curent cu tot ceea ce se întâmplă în județul nostru.